primul rând, aveți dreptate. Este cel mai longeviv program guvernamental peste 15 ani. Astăzi am semnat rectificarea administrației fondului de mediu prin suplimentarea bugetului pentru programul Rabla Classic cu 25 de milioane de lei, care vor însemna aproximativ 4.000 de prime de casare. Deci, începând de peste două săptămâni, persoanele fizice care deja au sunat în număr foarte mare, atât la administrația fondului de mediu, cât și la Ministerul Mediului, vor putea să-și cumpere o mașină nouă. În același timp, preconizăm cu aceste prime de casare ca până la sfârșitul anului 25.000 de români să fi putut în anul 2017 să fi achiziționat o mașină nouă. Iar ca noutate, pentru că ne dorim în cea mai mare măsură să fim în timp cu dorințele cetățeanului, am putut astăzi, prin semnarea acestui HG, și extinderea perioadei de depunere a dosarelor de acceptare pentru persoanele juridice până la 30 noiembrie. Pentru că rectificarea bugetară pe care guvernul tocmai a aprobat-o acum două săptămâni, o să poată în felul acesta toate autoritățile publice locale, instituțiile statului, să poată să-și reînnoiască parcul auto, pentru că pentru fiecare cetățean din România este extrem de important ca pe drumurile patriei să circule mașini care nu poluează și mașini sigure, care să nu ne pune viața în pericol. Și pentru că, domnul Tudor, este lansarea programului Rabla Plus, pe care am făcut-o anul acesta, și știți bine că ecotichetul pe care l-am dat pentru achiziționarea unei mașini 100% electric, în valoare de 10.000 de euro, 4.500 de euro pentru achiziționarea unei mașini hibrid, plug-in sau hibrid, a avut anul acesta un salt uriaș, de la 48 de mașini electrice achiziționate anul trecut, la astăzi când discutăm, sunt deja antamate 550 de mașini, iar în discuțiile pe care le-am avut cu dealerii de astfel de mașini și cu producătorii din România, se estimează undeva la 1000 de mașini până la sfârșitul anului. Și pentru că relația noastră cu cetățeanul este importantă și pentru că dorim ca birocrația să fie cât mai mult diminuată în România, am modificat și ghidul de finanțare pentru programul 2018-2019, deci programe multianuale, atât pentru Rabla cât și pentru Rabla Plus. Ele sunt deja postate pe site-ul Ministerului și ne dorim foarte mult ca toate observațiile pe care le vom primi să ușureze și deplasarea cetățeanului care își dorește să achiziționeze o mașină nouă, dar și a persoanelor juridice, și în același timp să-i ajutăm și pe producători și pe dealer, ca tot ce circulă între noi ca documente să fie primite online, să nu mai pierdem vremea. Doamna ministru, da? Anunțurile pe care le face sunt esențiale și nu întâmplător spun că programul Rabla este probabil cel mai spectaculos și bine primit program guvernamental și el este, aș spune, transpartinic, nu este nici de stânga, nici de dreapta acest program, e pur și simplu în favoarea mediului din România și în a-i ajuta pe români să-și cumpere o mașină nouă. Așadar, se suplimentează cu 4.000 de etichete programul Rabla. Ele vor fi disponibile până la sfârșitul anului, să înțeleg. Pentru persoanele fizice, da. Persoanele fizice. 2. În comunicatul pe care l-ați dat publicității, vorbiți despre 10.000 de euro subvenție pentru mașină electrică, dar în preambulul acestei sume spectaculoase vorbiți de 50% din valoarea mașinii electrice. Da, pentru că o noutate în ghidul de finanțare care este pus pe site-ul Ministerului spre dezbatere publică, am mai introdus o categorie de autoturism, și anume mașinile vadicicluri electrice. Le vedem imediat pe ecran. Mașinile sunt micuțe, prețul lor este mult mai mic decât 10.000 de euro și atunci am spus că dăm decât 50% din prețul de achiziție a unui astfel de autovehicul, pentru că cetățeanul să nu înțeleagă că diferența între 7.000 sau 8.000 cât ar costa o astfel de mașină și 10.000 cât este ecobonusul, ar trebui să îl virăm într-un cont.
Deci pentru mașini electrice sau hibrid plug-in și astfel de autoturisme, dăm decât 50% din valoarea lor, adică să nu depășească 10.000 de euro, dar nici diferența care este sub 10.000, nu putem să o traversăm într-un... Doamna ministru, avem acum pe ecran ceea ce înseamnă un quadriciclu. Recunosc că nu sunt familiarizat și e bine că faceți aceste precizări. Acesta este un quadriciclu, ce aveți acum pe ecran. Așadar, subvenția pentru această mașină este 50% din valoarea ei, pentru că multe dintre ele nu ajung, cum a spus doamna ministru, la 10.000 de euro. Și atunci, dacă sunt mai jos de 10.000 de euro, cât este subvenția clasică pentru alte autoturisme electrice mai scumpe, 50% din valoarea unui quadriciclu, acestea pot circula înmatriculate în zonele urbane, doamna ministru? Bineînțeles că da și bine, mi-aș dori foarte mult să văd cât mai multe mașini care nu poluează în România, pentru că rolul meu ca ministru al mediului este să lupt ca poluarea din România și din marile centre urbane să fie diminuată și românii să demonteze și România, să ne atingem țintele de țară în mod corect, în mod normal și că nu suntem iarăși ca o pus cu o pată neagră pe fruntea noastră. Dar vreau să mai fac un anunț. Și eu să vreau să vă fac o sugestie, doamna ministru. Încercam să-l spun așa încă la protecție, ca să zic, o să scoatem un ghid de finanțare și pentru persoanele care doresc să facă sport, care doresc să circule în anumite comune, să deplaseze într-o comună în alta mai repede decât ne dorim cu mașina ca să nu mai poluăm, și o finanțare pentru biciclete. Da, e o idee foarte bună, orice mijloc nepoluant e bine să fie susținut și mă bucur că în calitate de ministru al mediului transmite acest lucru. Așadar, pentru mașini electrice mai scumpe, deducerea, subvenția din partea statului este de 10.000 de euro, pentru quadriciclu este de 50% din valoarea autoturismului. Eu vreau să vă rog, doamna ministru, și să vă subliniez faptul că, din păcate, nu există pentru autoturismele electrice suficiente surse de alimentare. Și vreau să vă sugerez ca în toate benzinăriile din România, indiferent de marca lor, că e vorba de Petrom, de OMV, de Rompetrol, de absolut toți cei care au benzinării în România, să dați o dispoziție urgentă ca în fiecare benzinărie să existe o priză de alimentare pentru mașini electrice, pentru că altfel... Zonele în care găsim prize de alimentare pentru mașini electrice sunt foarte îndepărtate, sunt foarte puține și astfel se descurajează achiziția de mașini electrice. Eu mă bucur că ați deschis acest subiect, pentru că tocmai vroiam să vă spun că pe site-ul Ministerului, și puteți să verificați, există și ghidul de finanțare pentru prizele electrice, tot proiectul multianual. Am zis foarte bine și am luat în calcul și lucrurile la care ați făcut referire, ca toată rafinăriile care au deja stații pe teritoriul țării să-și monteze astfel de prize, dar nu numai ele, ci și autoritățile locale care pot să vină să acceseze fonduri de la administrația fondului de mediu și alți parteneri ai noștri, respectiv supermarketurile și lanțurile magazinelor. Dar m-am mai gândit la ceva, pentru că Guvernul României, după cum ați văzut, accelerează construcția de autostrăzi drumuri exprese în România, ne-am gândit că această dezvoltare de rețele electrice să fie pe culoare, astfel încât să fim în siguranță când plecăm de acasă și avem în proprietate o mașină 100% electrică sau hibrid electric. Dacă vom ști că în fiecare benzinărie din România, care sunt extrem de răspândite și bine amplasate, se găsește o priză care înseamnă o investiție absolut minimală pentru o mare companie petrolieră care deține benzinăria, atunci ar fi mult mai ușor. Benzinăriile apar și pe GPS. Pentru noi ar fi mult mai ușor. Hipermarketurile sunt undeva la ieșirea din orașe. Cred că reperul acesta ar trebui să fie și pentru mașină cu combustibil și pentru mașină electrică în egală măsură. Repet, investiția este absolut minimă, cu o condiție, dacă sunteți de acord, să promovați cât mai curând o ordonanță de urgență prin care să obligați aceste mari companii petroliere să aibă în benzinării și o priză de mașină electrică. Deja discuție l-am avut cu toate rafinăriile din România
Și nu numai cu ele, am luat în calcul toate discuțiile și cu producătorii care sunt alături de noi și acum urmează să purtăm discuțiile finale cu companiile producătoare de electricitate, astfel încât să ne luăm toate măsurile de siguranță, să nu avem niciun sincopă în alimentarea astfel de mașini și toată infrastructura să fie bine pusă la punct. Și am lăsat vidurile de finanțare de acum 2 săptămâni după data de 15, tocmai ca în momentul 1 ianuarie 2018, toate lucrurile să fie puse în ordine. Și până atunci, toate dezbaterile publice care au loc să fie tocmai în folosul cetățeanului. Mulțumesc pentru precizările dumneavoastră, vicepremierul și ministrul mediului Grațiela Gavrilescu, doamnelor și domnilor, noutățile din